Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă lecție de economie, o lecție de business cu reflexii din lumea juridică, cu un invitat special sau un invitat care revine în platoul lecției de business la postul regional TLM. E vorba de profesorul universitar dr. Valeriu Sciucă, pe care îl salut, și cu o temă pe care a propus-o domnia sa, legată de codurile juridice și morale simbolice în mitologia românească și europeană. Despre profesorul Valerius Ciucă am să adaug doar câteva repere din CV-ul domniei sale. Este profesor doctor de drept roman, drept privat comparat și de filozofia dreptului european, conducător de doctorat la Facultatea de Drept a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, profesor asociat la universități din Franța, profesor invitat la universități din Canada, ex-judecător al Tribunalului Uniunii Europene de la Luxemburg pentru un mandat complet, membru fondator a mai multor fundații academice, printre care enumerăm Petre Andrei, Roberteanum, post glosatorilor, bursier al Guvernului Franței, bursier al Consiliului Europei, pendinte la Georgetown University, membru în societății academice de cercetare și filantropice din România și din străinătate. Distinția supremă pe care dumneavoastră o precizați în CV ține de o apreciere a studenților. Ați fost profesor Bologna în anul 2015, desemnat de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești și doctor honoris causa a Universității din Târgu Mureș. Sunteți discipol spiritual, prieten și colaborator al mai multor renumite personalități, dintre care enumerați judecătorul Mircea Hâncu, profesorul Marțian Cotrău, profesorul emeritus Jean Carbonier, profesorul dr. Petre P. Andrei, Gheorghe Scripcaru, asistent al profesorului emerit Mihai Vasile Jacotă. Domn profesor, bine ați revenit în platoul emisiunii Lecția de Business. Bine cu o temă v-am regăsit. De vacanță, o temă care vine să prezinte și să demanteleze eforturile noastre întinse pe zeci de ani de zile pentru a crea o enciclopedie sau un compendiu enciclopedic de simboluri juridico-morale, fitomorfe sau dendromorfe, zoomorfe, respectiv antropomorfe, scris după metoda comparativ-istorică. Da. Este, să spunem așa, un semn luminos acesta de auroră, de zor de zi. Și anume faptul că grație eforturilor îndelungate ale colaboratorilor mei de la editura Setcom Libris din Iași, am putut vedea apărând un prim volum de antropologie juridică aplicată și de etnologie juridică aplicată în spațiul românesc. Este un volum care îi urmează unia de teorie generală a etnologiei juridice și care a fost publicat în anii 70 ai secolului trecut de un ilustru intelectual al timpului, este vorba de Romulus Vulcănescu. Și acel volum pe care eu l-am descoperit în studenție a fost pentru mine, să spunem așa, una dintre cele mai fascinante cărți, atrăgătoare prin spiritul ei ușor ludic, nu? Ca orice se referă la sufletul poporului și la modulațiile acestuia în raport cu virtuțile și cu viciile noastre, în raport cu idealurile justițiare sau moralizatoare, firește că avea și acel volum un caracter ușor ludic, unul care îi place oricărui om, la orice vârstă, nu? Spiritul ludic, la urma urmei, ce face? Protejează copilul nemuritor din noi, din sufletul nostru. Și îi protejează în felul acesta visele, pentru că, în mod esențial, pornim în viață visând.
Și dorim să nu se termine niciodată starea aceasta onirică ce ne protejează în toate acțiunile noastre omenești. E o stare foarte bună, foarte bună. A nu se confunda cu reveria, nu cu visul cu ochii deschiși, care tulbură perceperea bună a realității. Și firește, a nu se confunda cu excesivele vise pe care noi le numim vise coșmarești sau întruchipări coșmarești, coșmaruri. Cum vedem noi coșmarul acesta moscovit de astăzi, nu, cu Putin în prim plan. Ce autor, personalități ale culturii și științei din spațiul românesc antalogați în această enciclopedie? Sunt zeci de autori. Eu am pregătit o listă pentru nevoile emisiunii dumneavoastră, să spunem așa, o listă minimală. Cu toate acestea, în această listă minimală, veți vedea că întâlnim 35, aproape 40 de autori. Pare o listă a unui pomelnic prea lung. Da. Dar este necesar a fi exprimat acest pomelnic pentru că ei sunt cei care au întemeiat o veritabilă știință, aceea de a face hermeneuticele noastre din multiple câmpuri ale spiritului intelectual, de a le face congruente cu rădăcinile lor, cu genezele lor. De a nu părea că acestea au venit așa din senin, că nu au un filon onto și filogenetic, dacă este să folosim... Antologia românească pornește genetic de la Dimitrie Cantemir? Da, este o convenție aceasta. Este o convenție, dar sunt sclipiri pe care le găsim la Nicolaus Olahus, de exemplu, nu? La sibianul nostru, mare preot. Apoi altele pe care le regăsim la Johannes Honterus, da? Regăsim la Șerban Cantacuzino. Dar sunt scânteieri. Pe când ce face Dimitrie Cantemir, el tratează metodic, deci el este esențialmente un spirit polihistor și în același timp nominalist, un spirit științific, cum am spune noi. El este un om de știință, dar în mintea lui cei doi monștri îl hărțuiesc. Pe de o parte nominalismul, care cere foarte multă analiză și ceea ce noi numim obiectivitate științifică, și pe de altă parte polihistorul, care cere foarte multă sinteză, capacitatea de a stăpâni imperii de cunoștințe numici regate și posibilitatea de a le face congruente, de a le explica unele prin altele, cu alte cuvinte de a favoriza acest spirit atât de dezirabil al interdisciplinarității, pluridisciplinarității și chiar mai departe pe modulații, să spunem așa, aproape sinfonice în gândirea noastră, spiritul transdisciplinarității. Au reușit acești... Ați avut un coleg care era foarte atașat, Dumnezeu să-l odihnească, este vorba de Tiberiu Brăilean, pe care îl numeam Tiberius. Da. Da, un mare profesor... acești mari etnologi. Și apropiat de Nicolae Basarab, cel care se ocupă de transdisciplinaritate foarte mult la Paris. Dar v-am promis că vă ofer o listă și nu doar referințe cu privire la un nume, chiar dacă acesta este cât se poate de glorios. Și știți că ați văzut Constantin Noica, în cartea sa despre rostirea românească, Constantin Noica cumva ne atrage atenția că l-am luat prea tare în serios pe Dimitrie Cantemir și că i-am considerat pe a fi intelectuali, nu oamenii care se ocupă cu instrumentele intelectului pentru a-și justifica existența. Nu.
ci intelectuali sunt doar aceia care reușesc să depășească confinele propriilor lor domenii de specialitate. Românii nu-i iubesc pe specialiști, considerându-i limitați. Știți foarte bine, nu? În epoca comunistă era marea dilemă dacă inginerii sunt sau nu intelectuali și toți răspundeau cumva are bur, răspăr, nu? Și le refuzau această calitate. De ce? Pentru că îi vedeau prea specializați în domeniile lor. Ei, această teză românească este foarte puternică și noi ca o numea, să spunem așa, gândire cantemirească, gândire tradițională cantemirească. Pe filonul acesta îi întâlnim, bineînțeles, pe Bogdan Petriceicu. HD-ul aș spune că el este vârful, să spunem, acestei dinastii cantemirești, nu? Îl întâlnim pe Mihai Eminescu, îi întâlnim pe Iorga, apoi Năvalnic, vine această triadă extraordinară, nu? Eugen Ionesco sau Ionescu, nu? Cioran și, bineînțeles, șeful clasei Mircea Eliade. Da. Și continuă această paradigmă care este văzută totuși ca cea mai nobilă formă de exprimare a generozității de către un intelectual care iese din spațiul meschin al său și din dorința de propășire într-un mic domeniu și le oferă oamenilor precum pontifii de odinioară, precum podarii, nu? Le oferă spații de trecere de la un domeniu la altul, dintr-un mediu intelectual în alt mediu. Ei sunt podarii noștri, sunt atât de apreciați, nu? Sunt atât de valoroși în lumea aceasta între ghilimele arhitectonică a comunicațiilor dintre domenii ale culturii. Și să repet, respect promisiunea, pentru că iată, ne luăm cu vorba și nu mai săvârșim ceea ce ne-am propus. Deci îi înscriem aici sau identificăm aici pe Dimitrie Cantemir, Gheorghe Asachi în calitatea lui de fabulist, așa. El tot așa era un mare, mare polihistor, n-are sens acum să vorbesc. Despre fiecare, dacă am vorbit, am putea face câte o emisiune. Fiecare ar putea să obțină, să vă gândiți, să faceți un serial cu aceste personalități. Apoi Romulus Antonescu, Vasile Alexandri, Ernest Berne, Panfil Bilțiu, Tony Brill. Eu vi pun în ordine alfabetică, nu după cronologiile care le-au urmat destinele. Florin Bucescu, acesta este mai puțin cunoscut, dar l-am menționat pentru că judecățile lui de valoare m-au marcat. El a fost profesorul nostru de muzică la Negruții. Fiul aliașului și cel care ne-a obligat ca în fiecare zi de vineri să mergem la concertele de la filarmonică. Ne-a obligat. Și cumpăram abonamente câte doi colegi. Într-o zi mergea unul, în săptămâna următoare celălalt și tot așa. Și a fost foarte, foarte bine, pentru că noi fiind intoxicați cu atâtea probleme de matematici, între ghilimele intoxicați, nu? Aveam de rezolvat probleme până pe la 8-9 seara și pe la 9-10 ne apucam de celelalte materii, pentru că erau și altele de pregătit. Da, și atunci a spus că e nevoie pentru limpezirea minții noastre, este nevoie de aceste concerte simfonice. Florin Bucescu a fost și preot? Da, și a fost și preot. A devenit preot după Revoluția din 89 și era foarte atașat de etnologie, folclor. De fapt, cum îi stă bine oricărui preot, dacă nu? Apropo de, nu, egeria mea pe care o pomenesc aici, nu? Simeon Florea Marian, care era tot preot.
apoi Teodor T. Burada, Gheorghe Ceaușanu, Marțian Cotrău, un maestru spiritual important al meu, cum a spus și dumneavoastră, Ioan Petru Culianu, Mircea Eliade, Ivan Evseev, Moses Gaster, care este primul folclorist autentic român. S-a născut în România, a murit în regatul Angliei, pe atunci încă nu devenise Imperiul Britanic. Artur Gorovei, Petre Ispirescu, Victor Kernbach cu celebrele sale dicționare, Simeon Florea Marian, care este printre granzii culegători de folclor de la noi, el face o operă metodică în volumul său, în trilogia sa Botanica Poporană Română, și acolo sunt adăpostite culegeri de folclor așezate pe câteva decenii. Cartea aceea a apărut în ediție Princeps la aproape 100 de ani de la moartea autorului. Grație, eu îi spun, salvatoarea spiritului lui Simeon Florea Marian în România este o doamnă muzeograf și este custodele muzeului care de fapt reprezintă casa lui Marian la Suceava, doamna doctor în etnologie și folclor, care este doamna Aura Brădățan. Trebuie pomenită pentru că face parte din galeria marilor salvatori ai spiritului autentic românesc, manifestat prin opere folclorice, bineînțeles, dar preluat de intelectuali de seamă, cum este și Simeon Florea Marian. Apoi Atanasie Marian Marienescu, care este un foarte bun interpret al calendelor romane, extraordinar, în secolul al XIX-lea, Ilie I. Mirea, Elena Niculiță Voronca, eu consider cea mai admirabilă expertă în datin românești, sursa de inspirație pentru toți ceilalți care au scris, inclusiv pentru Marian, Constantin Noica, Antoaneta Olteanu sau etnologul aristotelian clarificator, fabuloasă, erudită în materie de folclor românesc, inspiratoare pentru toți, Tudor Panfile, un inconturnabil mitolog al românilor, Constantin Pârvu, este un profesor universitar de botanică, a fost, dar este un, pentru mine a fost maestrul absolut al taxonomiilor românești în lumea plantelor și o să vedeți că fiecare simbol este însoțit de la denumirea în limba latină, nu? E o taxonomie universală, dar până la cele mai, să spunem, insolite denumiri românești din subregiuni ale provinciilor istorice românești. Este foarte, foarte interesantă această muncă pe care a depus-o în paralel cu aceea de botanist. Vă dați seama, un om de știință, dar care în câteva rânduri a vrut să facă și puțină, cum să spun, trimitere la vasta cultură taxonomică românească. Găsim punta de legătură între mitologiile românești și cele europene. Este ceva atât de bizar, ceva foarte foarte rar întâlnit în lumea oamenilor de știință puri. Sanda Radian, precum Romulus Vulcănescu, este o salvatoare de cultură populară. Eugeniu Safta Romano, bunul meu prieten, care a fost și judecător, dar un intelectual de seamă român și care este primul creator de analize arhetipale pe baze normative, juridice, biblice, la noi. Da? Deci el este cel care în cercetarea arhetipurilor juridice în cadrul Bibliei aduce o lumină particulară, o carte care a fost publicată la editura Polirom în anii 90 și care pare atât de, cum să spun, distanțată de preocupările unui jurist pozitivist, nu? Cum era el, pentru că e, din păcate e în lumea umbrelor de mult timp.
dar e unul dintre genialii juriști români. Cărțile sale în materie de drept civil sunt excepționale, extraordinare, și mai ales în materie de drept al proprietății. Și iată, s-a ocupat de acest aspect, să spunem așa, de-a dreptul și de-a dreptul exotic în rândul juriștilor. Arhetipurile juridice din Biblie, totodată a adus, printr-o altă carte, a adus în lumină preocupările juridice ale tânărului nostru Mihai Eminescu. Ceea ce iarăși este fascinant, pentru că nu-i așa, se simte atașat de marea cultură românească prin cea mai viguroasă punte, prin Mihai Eminescu. El, un jurist care încă o dată avea faima unui foarte, foarte pedant analist al textelor juridice și al jurisprudențelor. Era printre puținii colaboratori ai singurei reviste de drept românești, Revista Română de Drept sau Revista Dreptul mai târziu, care era, să spunem așa, rezervat atât teoreticienilor cât și practicienilor. Și ca să publici la Revista Dreptul, parcă trebuia să fie inițiat în nu știu ce taine, pentru că era extrem, extrem de dificil. Vă dați seama, concurența era uriașă la nivelul întregii țări, o singură revistă de specialitate, cu excepția, sigur, revistei Institutului de Științe Juridice din cadrul Academiei. Dar, ca analele, aceste reviste au un regim special. Însă asta era, să spun, populara noastră revista juriștilor. I-am făcut aici un mic portret pentru că este necesar. Să știți că Moldova i-a oferit României intelectual de seamă și în câmpul literelor juridice. Este foarte important. Iar el, Eugeniu Safta Romano, născut în apropiere de Iași, la Bârnova, dar care s-a ilustrat ca profesor și avocat ieșan, înainte fusese președintele Tribunalului de la Vaslui, fusese judecător și președintele Tribunalului de la Vaslui. Iată, el, după părerea mea, face parte din marea galerie de învățați ai acestei țări, care nu s-au evidențiat doar în, eu știu, medii dintre acestea colocviale, de simpozion, nu, de împărtășirea bucuriilor intelectuale, ci chiar este unul dintre cei care lucra foarte, foarte mult, căznea foarte mult, pentru salvarea unor proiecte care în cariera pur juridică păreau a fi nefolositoare, dar vroia să-i ofere ceva poporului român. Și să vă spun că această preocupare de a publica lucrări în materie de etnologie juridică, de antropologie juridică, această preocupare a devenit mai augmentă în sufletul și în agenda mea personală destul de târziu, în 2018, când în siajul manifestărilor dedicate centenarului românilor au fost câțiva anfitrioni care m-au poftit și pe mine ca să am, eu știu, contribuții în sensul acesta. Și atunci am avut așa o criză de luciditate extraordinară. Și mi-am făcut radiografia intelectuală și am spus, bun, materiile mele pe care le-am servit de-a lungul decenilor au fost, prin natura împrejurărilor, toate cosmopolite. Este vorba de dreptul roman, dreptul comparat și filozofia dreptului european. Și am spus, dar
oare nu este cazul să îl răsplătesc pe acest popor al meu pentru faptul că, iată, măcar m-a suportat în toate deceniile de viață și n-ar trebui cumva să mă apropii și de teme care îi ilustrează sufletul și intențiile, moralitatea și spiritul juridic? Și atunci, pentru anfitrionii mei de la Târgu Mureș, de la Chișinău, de la Suceava, de la Iași, am început un fel de operă de recuperare, cum s-ar spune, dar cu motoarele turate la maxim. Domnule profesor Ciucă, vorbiți foarte emoțional și plin de empatie. Vă pot propune o scurtă pauză mediană publicitară? Da, cum să nu? Pentru adunarea gândurilor. Nu mai puțin, să isprăvesc lista aceasta, să ajung imediat, termin. 28, iată, Gheorghe Scripcaru, marele polihistor al Iașului, o copleșitoare personalitate, a plecat asupra domeniilor subiectiviste la confluența cu cele normative, nomotetice. Elena Sevastos, o mare luptătoare pentru salvarea valorii sapiențiale literaturii populare românești. Gheorghe Dem Teodorescu. Petru Ursache, anfitrionul dialogurilor noastre etnosofice, marele spirit al etnologiilor aplicate. Ultima, cea juridică, urmând a fi abordată de el, dar timpul s-a opus, din păcate. Eu însă m-am bucurat de raporturi prietenești foarte, foarte valoroase, în care am învățat de-a lungul orelor cât am tăifăsuit pe culoarele și în cabinetele universității, am învățat foarte, foarte multe lucruri de la el. Romulus Vulcănescu, primul autor român de etnologie juridică, dar teoretică, publicat în plină dictatură comunistă. Și lista asta poate pare a fi lungă, dar trebuie să nu-i uităm și pe hermeneuți. De la Iași se remarcă de departe ca fiind cel mai valoros, mai strălucitor hermeneut al nostru, profesorul universitar Petru Bejan, care este așa un fel de purtător al luminii hermeneuticii ieșene, calcă pe urmele lui Umberto Eco. Are și o carte foarte frumoasă dedicată semnului și decriptării semnelor. Eu iar după pauză intrăm în lista cu cei din afara țării. Să vedeți acolo că sunt puțin mai mulți decât români și în felul ăsta dimensiunea comparativă a cărții este bine, bine evidențiată. Dar mulțumim. După pauză. O scurtă pauză publicitară și revenim. Hmm. Am revenit în platoul emisiunii Lecția de Business la o emisiune despre coduri juridice și morale simbolice în mitologiile românești și europene, împreună cu profesorul universitar dr. Valeriu Sem Ciucă. Profesorul Ciucă a făcut o trecere în revistă a ceea ce înseamnă lista etnologilor care v-au din România. Inspirat din România în a porni în acest periplu de realizare a enciclopediei. Domnule profesor, dacă în prima parte a emisiunii ați vorbit despre o listă care părea un pomelnic foarte lung, dar de fapt era foarte scurt, am putea începe în partea a doua cu o întrebare legată de faptul dacă și din străinătate sunt autori care v-au inspirat, autori preferați pentru dumneavoastră. Da. Sunt foarte mulți. Încă o dată, referințele bibliografice din această carte pe care tocmai am publicat-o, referințele bibliografice sunt vaste, pentru că sunt ani de studii, ani de cercetări și de comparații, sunt foarte multe texte, unele dintre ele reproduse în limba franceză, în limba engleză, în limba italiană. Multe sunt texte originale în limba latină, sunt foarte multe, dar tot pentru nevoia
specifică emisiunii dumneavoastră de ilustrare a muncii noastre. Realizat o listă mai condensată, să spunem așa, unde m-am arătat mai exigent cu criteriile de alegere și dintre acești mulți autori străini o să vi prezint pe următorii. Majoritatea fac parte din galeria aceasta admirată și de români, și anume galeria polimaților sau a polihistorilor, a, să spunem așa, enciclopediștilor. Pe primul loc se află Emmanuel Henan, care este profesoară de literatură comparată la Sorbona, la Paris. O să mai vorbim despre ea atunci când vom vorbi de, când vom aborda tema modelelor pe care am vrut să le urmez, împreună cu editorul cărții, împreună cu doamna Alina Hucai, ce este chiar editorul șef al editurii unde cartea a apărut. Apoi Jean Carbonnier, care este fostul meu prieten epistolar și maestru spiritual de departe, asta în anii tinereții, și care era considerat de către discipolii săi în frunte cu Philippe Mallory, nu? Autorul unei cărți de antologie juridică universală, a fi fost un geniu juridic planetar, lucru care este perfect adevărat. Mai adaug faptul că el este și un reputat teolog protestant în tradiția calvină, în protestantismul acesta francez. Apoi Umberto Eco, l-avem aici printr-un simbol, care este un semiotician și semiolog de seamă, a fost, nu? Vedeți că suntem parcă mai mult în lumea umbrelor decât în lumea contemporanilor noștri. Dar așa se întâmplă totdeauna, pentru că umaniștii sunt apreciați de alți umaniști abia post-mortem. E greu să-i spui cuiva că este umanist, că iată, dacă i-ai fi spus asta e lui Putin până în 24 februarie, poate trecea cum trecea. Dar după aceea s-a văzut că este, nu, în galeria marilor criminali de război. Da, el, Umberto Eco, m-a fascinat prin toată opera sa, pe care o dețin în mod quasi complet, prin această hermeneutică extinsă la aproape orice domeniu. A frizat chiar, la fel ca Françoise Bonnardel, hermetismul, apropiindu-se chiar de, cum să spun, cele mai profunde elemente ezoterice din cunoașterea unor umaniști universali. Apoi, paradoxal, o să vi se pară, el se ocupă mai puțin cu sufletul oamenilor, dar se ocupă în mod evident cu sufletele animalelor. Însă îi vizează indirect pe oameni. Este vorba de David Attenborough. Acest etnolog al vieții animale pe pământ este autorul unei capodopere care este apreciat în toată lumea, și anume Life on Earth, Viața pe Pământ. A apărut în anii 80. S-a făcut după ea și un serial de televiziune. Eu l-am văzut prima dată în compania doamnei mele când mă aflam la studii în calitate de bursier al guvernului Franței, imediat după Revoluție, în anii 91-92. Și am fost fascinat. Dintr-o dată pus în fața unei
alternative la filozofia pavloviană, nu? Care asocia orice reacție a animalului, o asocia unui reflex, un reflex condiționat. Vă mai amintiți, nu? Experiența cu câinele, cu becul care se aprinde și stimulează salivația, asociind aprinderea becului cu... Dar și oamenii funcționează la fel. Și oamenii funcționează la fel și asta nu înseamnă că ne autodepreciem, pentru că pe lângă asta avem empatie, avem știința de a vedea limitele, de a stabili metafizic niște limite. Toate animalele procesează la fel. De aceea este atât de mare armonie în lumea aceasta sălbatică și atât de paradoxal, atât de multă lipsă de armonie, nu? Atât de mult hibris sau hubris, cum spun unii, în lumea umană. Este fascinant acest David Attenborough. Îi urmăresc toate creațiile și luările de cuvânt. Eu sper ca într-o zi să-l văd titularul unui premiu Nobel, pentru că îl merită cu prisosință. Prin ce face el? Prin exemplele sale, prin această etnologie animală, acum observ că apar și etnologii dendromorfe. Veți vedea că am câțiva autori care se ocupă cu ce? Cu modul în care comunică între ei arborii. Idei esențiale pentru supraviețuirea lor. Deci se află în competiție, nu? Pentru un metru pătrat mai mult de raze de soare. Și un metru cub de oxigen. Și un metru cub de oxigen sau noaptea de bioxid de carbon. Cu toate astea, se ajută. Se află într-o perfectă armonie. Au această știință a autolimitării și plantele se asociază unele cu altele în raport cu cât bine pot să își producă reciproc. Este fascinantă această dimensiune etnologic-animală. Influențează și dimensiunea domeniului juridic și acelui economic? Ar trebui să influențeze. Domeniul juridic și domeniul economic, din pricina ultrapozitivismului din ultimul secol și jumătate, din pricina aceasta, au pierdut legătura cu marile spirite, cu frământarea aceasta extraordinară de idei în toate celelalte domenii și subdomenii. Domeniul juridic și domeniul economic au devenit două domenii extrem de arogante. Au pierdut noblețea de cândva pentru a deveni aristocratele înguste de astăzi. De aceea îmi pare foarte rău, dar aceste două domenii vor fi foarte blamate, pentru că sunt și foarte ineficiente în ipseismul lor, în retragerea lor din lumea mare a ideilor, din ius naturalism. Au făcut tot ce este posibil pentru a se autoridiculiza și mizează acum doar pe putere, doar pe poruncă. Vedeți că nu mai explică rațional. De ce să explici rațional când ai puterea în mână? Nu? Nu e așa? Este pierdere de timp. Dar ele erau, prin definiții, domenii ale unui exordiu universal. Nu? Dacă citim prezentarea în Parlamentul francez a proiectului cu privire la codul civil napoleonian făcută de marele Portali, vedem acolo în 30 și ceva de pagini un condens de idei filozofice extraordinare. Deci o atât de pasionată aplecare a lui către ce? Toate ideile filozofice care ilustrează trăirile omenești. Pentru că la vremea respectivă nu aveam știința antropologiei juridice ca știință explicativă. O aveam așa, ca ceva intuitiv. La fel ca și psihologia, care era văzută ca o ramură a filozofiei. Da, dar noi ne-am schimbat.
De ce? Pentru că suntem fascinați de putere, și juriștii și economiștii. Dumneavoastră, îmi pare foarte rău, ați uitat de marele metafizician, de inventatorul de povești aproape incredibile, care este Adam Smith, nu? Și v-ați apropiat foarte mult de niște explicații atât de neverosimile, tocmai prin faptul că sunt ca la magicieni, aparent verosimile, alea ale lui Marx și Engels. Asta este iluzia în care a trăit continentul european în ultimii 50 de ani. Da, dar eu spun că este ceva izolat. Nu, dimpotrivă. Este iluzie colectivă, nu? Suntem în prezența magicienilor peste tot. În fine, David Attenborough, rețineți, sper într-o zi ca acest om să fie decorat cu premiul Nobel. Christiane Berland, o erudită autoare olandeză de simbolistică a lumii vegetale și a alimentelor. Este superb acest simbolism. Françoise Bonnardel, am mai pomenit-o, pe mine m-a atras în mod deosebit filozofia alchimiei pe care ea a scris-o. Nu cred că există intelectual care să fi reușit să se apropie cu atâta finețe și cu un spirit foarte, foarte riguros, dar plastic, nu? Folosind metafore și ajutându-te în felul acesta prin mijloacele poeziei să pătrunzi în tainele profunde ale alchimiei. Françoise Bonnardel este un nume mare, cel puțin pentru mine, nu știu ce vor fi spus alții. Christophe Bourreau, cercetător asidu al simbolisticii plantelor descrise în Biblie, inclusiv simbolistica celor doi copaci, copacul vieții și copacul cunoașterii, arbor vite, arbor sciențe sau arbor vite et sciențe, depinde cum contextualizăm. Și el procedează la fel ca Jean Paquereau, Bernard Fleury și Jean Adnet, care în biblioteca mea ocupă un loc special pentru tratarea simbolisticii plantelor din descrise în Vechiul Testament, mai cu seamă. Apoi antropologi foarte erudiți precum Roger Bregman, Jacob Bronowski, Gilbert Durand, Michel Foucault, Yuval Noah Harari, care este marea personalitate a domeniului astăzi, o personalitate căutată peste tot în lume, pentru că este un mare sintetizator de cultură, acest Harari, este fascinant, este cu adevărat fascinant, și un intelectual foarte curajos, foarte curajos. Faptul acesta are seria de cărți publicate la Polirom, faptul că el explică foarte clar că trăim într-o mare iluzie, că nu omul a domesticit plante și animale, ci omul a fost domesticit de acestea. Și eu mi-amintesc de câteva secvențe văzute la muzeile din Washington, câteva secvențe care explicau cum cei care s-au apropiat de oameni nu au fost câinii, care nu existau în calitatea lor de câini, nu? S-au transformat prin apropierea de noi, din lupi. A fost un prim lup curios. Ce face omul acolo în mica lui grădină? Și l-a văzut ca pe un animal foarte ciudat pe acest om. De ce? Pentru că înainte era obișnuit să-l întâlnească prin păduri, prin acțiuni dintre acestea belicoase, de vânătoare și așa mai departe. Nu, dintr-o dată îl vezi retras din lumea aceasta vegetală fastuoasă într-un mic spațiu pe care îl numești casa omului, grădina omului și spațiu unde el cultivă mai cu seamă cereale, grâu. Și îl vezi a plecat tot timpul, înainte era destul de atlet, simpatic, frumos, dintr-o dată îl vezi aproape parcă pedepsit de o plantă. Și sigur, lupul găsește că el, că ea, ființa aceasta, ar putea, pentru că are un caracter pașnic, ar putea să-i stea alături. Și se apropie și el și în felul acesta
omul este domesticit încă o dată, adică ancorat încă o dată în domus, în casă, de către lup. După aceea s-au adăugat și caii, alte vite, după aceea s-au adăugat, bineînțeles, porcii și orătănile toate pe care le vedem astăzi în grădina noastră. Și au văzut ca în Geneza, nu? Din primul capitol al lui Moise. Și anume că din toate frământările acestea rezultă un anumit bine, nu? Și a fost prima zi. Și a fost bine. A fost a doua zi. Și a fost bine. A fost după fiecare zi a fost bine. Ei, și asta s-a întâmplat. Dar îmi place cum explică Harari. O face cu foarte mult farmec, cu foarte multă dezinvoltură dintre aceasta poetică, ce demonstrează o cultură generală de o vastitate copleșitoare. Își merită pe deplin, să spunem, aprecierea aproape unanimă a lumii, nu doar a antropologilor, dar a întregii lumi. M-a provocat Frederic, să vă întreb dacă în cercetările dumneavoastră legate de simboluri n-ați găsit și momentul când are loc deviația de la traiul în echilibru la traiul pe datorie, pentru că câinii, plantele, animalele nu pot să trăiască pe datorie, nu au o mână nevăzută care să le dea iluzia. Tocmai împotriva ideii de viață pe datorie s-a ridicat coborându-se, deci vedeți, este ca în alchimie, s-a ridicat coborându-se omul, pentru că el a crezut că nu va mai avea față de Geia, de zeița pământului, și față de Flora, zeița vegetației, față de Faunus și Fauna, zeitățile animalelor, nu va mai avea datorii. Cu alte cuvinte, iluzia aceasta a detașării de determinismele acestea care conduceau aproape toate către ideea de destin. Iată, putem să facem previziuni, cu alte cuvinte, învingem destinul. Instrumentul cel mai puternic în divinația asta pe care a încercat-o omul a fost un instrument juridic pe care îl numim astăzi banalul contract. Ce este contractul? Fără îndoială, este un instrument prin care trasăm niște elemente ale viitorului. Nu? Noi nu știm dacă mai rezistăm în lumea aceasta cu Putin care frământă toată omenirea, nu? Nu știm. Dar ne ducem la bancă și știm că peste 5 ani, în exact aceeași lună, la aceeași dată, va trebui să plătim, nu? O tranșă de împrumut. Și așa mai departe. Deci le știm. Știm prin contract ce avem de făcut peste o săptămână, peste 2, 3, o lună, un an și așa mai departe. Știm. Din viața contractuală rezultă ce? Toată această mare iluzie că am ajuns să stăpânim globul de cristal. Vedeți? Este o iluzie aceasta. Și când ajungi la a trăi pe datorie, este la fel o consecință acestui joc cu domnule profesor Valeriu Ciucă, ne apropiem de finalul acestei emisiuni și mă văd dator să vă invit. Dar eu nu m-am apropiat de finalul listei cu mai autorii facem străini. O emisiune. Săptămâna viitoare veți fi din nou invitat în platoul emisiunii. Pentru încheiere, dacă ați vrea să în 30 de secunde cât ne mai oferă regia. Pentru încheiere? Încheierea emisiunii de astăzi ar fi trebuit să fie, de fapt, debutul dialogului nostru. Cu alte cuvinte, ce încercăm noi prin aceste compendii, prin aceste culegeri de etnologii juridice aplicate? Încercăm să vedem cum au reușit oamenii să păstreze o stare pacifică și o anumită armonie
în raporturile dintre triburi, dintre seminții, dintre cete, dintre grupuri mai mici sau mai mari, dintre familii, dintre persoane individuale, cum au reușit să păstreze toate aceste raporturi armonioase în absența legilor, în absența pritaneumurilor, în absența codurilor, în absența acestor elemente scriptice clare, cum au reușit. Și concluzia este asta, că au reușit prin faptul că au știut să citească elementele din natură și să le transforme în simboluri, să le antropomorfizeze și să le creeze niște prosopopei speciale din care să rezulte ce? Un cod, fie vegetal, fie animal, fie un cod antropomorf, coduri respectate generație după generație și toate transmise prin spirit consuetudinar sau cutumiar. Nu punem punct acum discuției, dar trebuie să închidem emisiunea de astăzi. Mulțumim profesorului Valeriu Sciucă. Spunem telespectatorilor că ne pot reviziona și pe canalul de YouTube și Facebook Apostului. Sunt Dan Chirlășan și vă urez să rămâneți sănătoși.